Am ajuns, parcurgând a doua epistolă către Corinteni, într-un pasaj central și important care abordează prioritar trăirea creștină și dăruirea creștină. Din experiența noastră și a altora, inclusiv observându-l pe Apostolul Pavel în Cartea Faptele Apostolilor sau în confesiunile cu care își pigmentează scrisorile, observăm că viața nu-i lipsită de surprize, unele plăcute, dar și destule neplăcute. Și apoi, are felul ei propriu de a-ți spune piedici, nu-i așa? De exemplu, îți vezi de treaba ta, de afacerea ta, de lucrarea ta și deodată ceva se întâmplă sau te izbește din senin. Ei bine, ce facem în astfel de momente? A doua scrisoare către Corinteni ne spune că putem trece cu bine și prin așa ceva, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și apoi, după ce beneficiem de suportul lui, după ce ne redresăm, ne putem ajuta și noi, unii pe alții. Uneori păcatul ne destabilizează și ne aruncă de pe șine. Și dacă nu-l confruntăm, cu ajutorul și în maniera lui Dumnezeu, nu ne pierdem mântuirea, veți zice. Da, dar sigur pierdem părtășia cu Dumnezeu și modul în care El vrea să se poziționeze față de noi, să relaționeze cu noi. Din nefericire, așa de adesea, parcă ne împotrivim să experimentăm ce Tată Ceresc minunat avem. Ce putem face ca să schimbăm asta? Apostolul Pavel ne spune, și așa începe acest pasaj, citem primul verset din capitolul 7 din 2 Corinteni, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Nu contează cât de mari ne sunt eforturile și cât de intens ne străduim, noi înșine nu ne putem albi conștiința vinovată. Dumnezeu însă deja ne-a curățat-o de povara păcatelor, odată pentru totdeauna, prin moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Totuși, inimile noastre au în continuare nevoie de o curățenie de fiecare zi, pentru că viața pe acest pământ întinează în multe feluri. De fapt, asta este ceea ce se întâmplă și când, prin credință, auzi și primești cuvântul lui Dumnezeu zi după zi și apoi te grăbești să-l și pui în practică, și anume, cuvântul te spală și te păstrează curat. Vezi și Ioan 17, versetul 17. Pentru că cel mai bun detergent din lume a fost și rămâne și în zilele noastre cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris aceste rânduri ca să ne ajute cu privire la orice ar putea împiedica sau încetini creșterea și maturizarea noastră spirituală. Când un creștin păcătuiește, Dumnezeu îi strigă, nu pe acolo, întoarce-te! Este jenant, e de-a dreptul rușinos să fii chemat să renunți la umblarea în păcat. Diverse persoane, uneori chiar creștini, vor vărsa poate lacrimi, dar asta nu le va putea schimba și curăța automat mintea și viața în ce privește păcatul lor. Adevărata pocăință este atunci când îți pare cu adevărat rău de ceea ce ai făcut, când vezi păcatul ca pe ceva ce te desparte realmente de Dumnezeu, când îl abandonezi și te împotrivești ca să nu-l mai lasă să te învingă, și apoi te dedici umblării cu Hristos prin puterea Duhului. Și putem face toate acestea pentru că de partea noastră este avocatul, ajutorul, mângâietorul care locuiește în noi, care vine alături de noi și suflă putere în Duhul nostru. El, Duhul Sfânt, ne ajută să trăim acea viață care îl mulțumește pe Dumnezeu. Că trăirea creștină presupune atât luptă, cât și renunțare la multe dintre cele pe care le consideri ale tale, aflăm și învățăm să acceptăm la următoarea întâlnire.